Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip de Brawl Stars, oameni buni. Astăzi vom vorbi despre update-ul ce trebuie să apară în câteva zile aproximativ. Nu uitați să dați voi un like la acest clip. Băi fraților, am rămas complet ciocat când am aflat o chestie ce am omis-o în episodul trecut și, mă rog, nu i-am dat atât de multă importanță pentru că cel mai probabil eram pe fugă sau ceva de genul, dar nu uitați să dați și voi acolo un like, oameni buni, dacă mai vreți episoade în continuare și să-mi dați și mie un follow pe Instagram, să vă abonați canalului, să apăsați pe clopoțel. Băi fraților, am omis și nici nu știam unele chestii când am făcut episodul trecut. Băi frate, acum am realizat că după atâta timp se lansează, în sfârșit, un skin pe Leon, după cum îl puteți observa aici pe ecran. Dar am rămas și mai șocat când am aflat că se lansează un skin și pe noul brawler 8-bit, care el, de fapt, arată așa original, știi? Dar după aia am aflat că apare și un skin pentru el. Și după aia m-am uitat și la skinul nou de la Tara, și mi s-a părut absolut genial. Dar știți ce nu înțeleg eu, oameni buni? Avem aici toate skinurile noi. Și brawlerul nou. Leon nu a avut un skin timp de 9 luni. Iar 8-bit, noul brawler, primește un skin și nici măcar nu e lansat. Gen, erau și meme-uri pe Reddit, dar nu înțeleg care e, care șmecheria, că nu m-am prins. De ce Leon a trebuit să aștepte 9 fucking luni pentru un skin, iar 8-bit primește un skin și nici măcar nu e lansat? Nu puteți explica și mie chestia asta, că eu chiar nu înțeleg. Nu știu dacă a mai avut cineva dilema asta, dar eu cel puțin o am. Adică, da, arată șmecher nou skin 8-bit, pentru că îl vedeți aici. Ăsta e. Dar nu înțeleg, știa e, nu pricep, domnule 8-bit. De ce primești un skin și nici măcar nu ești lansat? Adică, bă, arată șmecher, dar haideți să-l comparăm cu 8-bit-ul normal. Bă, arată cam la fel, așa și așa, nu știu ce să spun. Doar că are ochii verzi, știi ce zic? A, bine, și ăsta roșu și... Da, sunt mai multe, gen cum e, bă, bulul ăla... Albastru și roșu, skinul ăla. Nu mai știu cum se numește. Stai că mă uit acum. Taș de un bull și mai un skin albastru. Da, bă, da, vorbim despre skinul Leon, pentru că eu inițial am vrut să fac despre asta episod, pentru că episodul următor am omis chestia asta. Probabil așteptam să fac un alt clip ca să, na, să pun mai mult accentul pe chestia asta cu skinul lui Leon. Pentru că, domnilor și domnilor, dacă mergem în momentul de față la Leon, vezi că el n-are nici... Bine, stai că nu, de mult nu mai e aici, dar el n-a avut un skin niciodată, știi? Absolut niciodată de când s-a lansat. Nu știu dacă cei de la Brawl Stars au vrut să facă ceva special sau dacă pur și simplu au uitat de el. Știi ce zic? Băi, fraților, în episodul ăsta voi deschide și un Mega Box, deci apăsați pe butonul de like. Deja îl voi deschide, ca să nu spuneți că fac episoade doar așa ca să... Să le fac. Vreau să vă distrez și să fac niște divertisment în acest episod, așa că voi deschide un Mega Box din care îmi va pica Spike, oameni buni. Ok, Colt, Jean, Rosa, Teril și Spike. Ok, da, nu mi-a picat, dar e ok pentru că am primit 3 tichete și uite așa s-au dus 60 de gemuri, băieți. Bă, hai să dăm și un solo showdown. Aici la pagina de news nu a apărut încă vreo chestie de Reddit unde poți să citești toate chestiile noi adăugate. Dar, da. Chiar sunt foarte curios de noul brawler. Am auzit că, adică deja au apărut poze cu noul brawler aici la Trophy Road. Mă rog, sunt Photoshop, vă dați seama, dar... Dar, da. Cum ar arăta acest brawler dacă... Da, hai că arată dacă e... Bă, dar arată destul de interesant skinul ăsta. Dar ce-i drept, trebuie să vă recunosc că îmi place mai mult ăsta. Ăsta e mult mai șmecher. Ăsta e mult, mult mai șmecher. Chiar dacă îmi place mie verdele, nu știu, probabil mai strică din calitate, știi? Dar asta se vede și mai HD, probabil de-aia îmi place. Ok, bun, hai să dăm și un match, oameni, unde solo showdown.
Bă, toată chestia asta de la Supercell a nebunit, frate, noul joc, Rushers, skinuri, brawler noi. Nebunie, frate. Nebunie. Cum ar fi să mai lansezi un comp brawler? Vă dați seama că ar exploda aici, nebun. Toată lumea ar ști de jocul ăsta. Nu, lasă-mă în pace! Vio! Da, hai să nu vorbim despre acest pe oameni mult, să vorbim în continuare despre update-uri nebunii. Am auzit că a dat și remote la Piper, mă rog, v-am spus chestia asta în episodul următor. Da, nu știu dacă Piper a mai suferit vreodată vreun remodel sau dacă ăsta este primul remodel pe care îl are. Și dacă tot vorbim despre Piper, știi ceva, haide să jucăm cu Piper și să beau și eu niște apă, pentru că vorbind atât de mult, ce să vezi, ți se usucă gâtul, știi, pe că-mi cade dopul. Da, oameni buni, am făcut reclamă la apă. Vă rog, nu-mi săriți în cap. Nu, dar pe bune, chiar așa e, dacă bei într-un clip, nu știu, dacă bei pur și simplu așa că ți-i sete, gata, ai făcut reclamă, ești nenorocit, te-ai vândut pe viață, rip, zici că-ți fac ăștia sicriu, deci nu pot să înțeleg de ce, adică nu e ca și cum, dacă respir fac reclamă la aer, știi, ceva de genul, cam pe chestia asta merge. Nu, frate, what the fuck? Respir, că trebuie să respir, beau apă, că, na, trebuie să mai beau și o apă, știi? Da, nu, acum toată lumea o să sară în comentarii, faci reclamă, nenorocitule, dislike, nebunie, pe felie. Bă, dar ce joc mă așa de mine cu Piper? Am făcut și eu două kill-uri, spun că joc bine, hai că m-am lămurit. Ia, uite-l, mă, mâncaia și gurița lui. Bă, 70 HP! Ia uite-l pe bro cu Laina. Bă, dar noi nu i-am dat deloc. Eu mor pe ăștia. Știi ce zic? Eu mor. Da. De data așa pe turnă, nu prea. Nu știu. Nu știu exact. Sunt decât eu aici la save și aia stă să frece menta. Oh! Cum a murit acolo? Ah. Și cum m-a urmă? M-a urmărit Brock? După ce l-am urmărit eu? Am, da. Da. Nu mai am nicio speranță de la meciul. Măcar eram în aer când s-a terminat meciul. Eram în aer, eram și eu acolo, nu știu dacă m-ați observat. De capul meu. Bă, cu ce brawler n-am mai jucat eu de atâta timp? Cu Carl n-am mai jucat, bă, acum realizez, cu Carl, mai joacă ceva cu Carl, băieți? Voi mai jucați cu Carl? Să-mi spuneți acolo în comentarii, nu știu dacă mai joacă ceva cu Carl, sincer. Da, hai să vedem! Doamne ajută până la urmă. Iute, fiți atenți, tactică, eh? Așa, da. Bă, da! Ăla are probleme. Mi-a dat cu sticla, băieți. Mamă, că ați văzut-o cum i-am dat-o? I-am dat-o bine rău de tot. Bă, fraților, și lumea mai mă întreabă care este, ce se mai întâmplă cu piesa. Asta vă interesează pe voi? Nu vă interesează că a apărut update pe Brawl Stars? No. Ce mai face piesa? Bă, ideea este că astăzi trebuie să mai lucrez cu băiatul ăla la refren și la strofa 2, că gen, până acum, gândiți-vă că am stat, nu știu dacă v-am spus, dar am stat 4 ore pentru o strofă care are 30 de secunde, știi, adică nu. Nu trebuie să vă panicați sau ceva de genul. 4 fucking ore, deci, mă rog, nu neapărat 4 ore fix, dar pe acolo, știi, 3 ore jumate, așa, pentru 30 de secunde. Bă, 30 de secunde, mă? Bă, 30 de secunde? Și ca să vă spun și ce strofă e, e strofa 1. Deci, ca să știți pe ce am lucrat, pe ce a lucrat băiatul ăla 3 ore jumate, bine, și eu am lucrat, că a trebuit să trag de 4.000 de ori. Da, bă, de
cred că am tras nu duble. Mă rog, am tras voci. Bă, cred că n-am filmat în viața mea cât am vorbit la microfonul ăsta când am tras dublele alea sau, mă rog, vocile. Deci n-am vorbit în viața mea la la microfonul ăsta de la luat eu în 2017, când aveam 10.000 de abonați. Bă, în viața mea n-am vorbit la el atât cât am înregistrat acolo în Audacity-ul vieții. Da, băieți. Cam asta a fost și clipul. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade în continuare, nu uitați să dați și voi un like. Dacă vă place skin-ul pe Elon, apăsați pe like. Dacă vă place skin-ul pe 8-bit, apăsați un like. Dacă vă place skin-ul pe Tara, apăsați un like. Eu am fost Elon, iar noi sigur că ne vedem data viitoare. Pa!